și Domnul se ia aminte la fiecare cerere. Cu ocazia asta vreau să transmit salutări și fratelui Vozan. Ne-am întâlnit ultima dată pe la Mărișel, în Bistriță aici, și dacă o să audă, îi transmit salutări. Am cântat cu dumnealui ultima cântare acolo, Iisus e viața mea. Domnul să rămână viața noastră. Amin. Amin, amin. Nu s-a dat nici când fluctoare un alt nume mai frumos decât unul sfânt și mare, numele Iisus Hristos. În nimeni mântuire, că nu-i nume mai presos pentru întreaga omenire decât numele Iisus. Acest nume sfânt și mare, minunat și glorios, acest nume o strânoare, numele Iisus Hristos. Acest nume sfânt și mare, minunat și glorios, acest nume o strânoare, numele Iisus Hristos. În acest nume de slavă se înalță rugăciun, și gândul se coboară, se fac semne și minuni pentru numele lui veșnic. Se înalță limbi cântând și când cerul se deschide, se fac chiar și vindecă. Acest nume o putere pentru cei împovărați, acest nume mângâiere pentru cei nemângâiați, acest nume o putere pentru cei împovărați, acest nume mângâiere pentru cei nemângâiați. În acest nume să creadă cei sărmani și necăjiți, cei ce plâng și n-au pe nimeni, cei sărați și părăsiți, acest nume e iubire pentru cei bajocorești. Este un har de poposnire pentru toți cei obosniți. Acest nume sfânt și mare, cum nu-i altul mai presus. Acest nume cântulare, nume drag și Jesus.
Glorie Domnului! Să binecuvânteze! Slavă Domnului! Salutări, frate Ozan! Domnul să vă binecuvânteze! Ultima dată ne-am întâlnit pe la Mărișelul, Bistrița, pe aici. Am cântat împreună Iisuse, viața mea. Acum dorim să vă ascultăm ce vrea Domnul să ne spună prin dumneavoastră. Domnul să vă binecuvânteze! Frațele, mai avem o cântare, fratele Cristi Laineu, Domnul să-l binecuvânteze. Și pe urmă ascultăm pe fratele Vasile Ozan, Domnul să-l întărească. Așteaptă, Doamne, o cât suspină după tine, o lasă, Doamne, unde lemnul să curgă și peste mine. Pune-ți mâna ta, Iisuse, mâna binecuvântată, pune cum ne spui, o Doamne, rana mea e vindecată. Pune-ți mâna ta, Iisuse, mâna binecuvântată, pune cuvânt de spui, o Doamne, rana mea e vindecată. O treci, te rog, prin adunare, cu mângâierile divine, cu al tău balsam de vindecare, o vino, Doamne, și la mine. Pune-ți mâna ta, Iisuse, peste locul ce mă doare. Doamne, eu mă cred în tine, când ai astăzi vindecare. Pune-ți mâna ta, Iisuse, mâna binecuvântată, pune cuvânt de spui, o Doamne, rana mea e vindecată. Bolnavi te las călătoare, te așteaptă, Doamne-n suferință, o treci pe la ei, Iisuse, și-alungă orice nebunință. Pune-ți mâna ta, Iisuse, peste locul ce mă doare. Doamne, eu mă cred în tine, când ai astăzi vindecare. Pune-ți mâna ta, Iisuse,
mâna binecuvântată. Pune cuvânt nespuiot, Doamne, rana mea e vindecată. Cei ce n-au veniment, Doamne, i-a știat că să faci o minune. Atinge de ei, Iisuse, te rog, ridică-i ca să umble. Pune-ți mâna ta, Iisuse, peste locul ce mă doare. Doamne, eu mă cred în tine, când ai astăzi vindecare. Pune-ți mâna ta, Iisuse, mâna binecuvântată. Fratele Cristi nu se mai aude. Domnul să binecuvânteze pe fratele Vasile Ozan, care îi dăm loc în seara asta. Domnul să-l întărească, să-i dea Domnul putere, ușă de cuvânt. Iar nouă urechi să auzim ceea ce Domnul vrea să ne vorbească. Slăvit să fie Domnul! Glorie Domnului Iisus! Amin! Prin harul lui Dumnezeu am mai ajuns încă un timp frumos în care să ne întâlnim aici în fața Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul Iisus! Scumpii mei frați, surori, copilași, tineri, bătrâni, indiferent, sunteți de un mare preț în ochii mei, dar și mai mare preț aveți în ochii lui Dumnezeu. Pentru că pe fiecare din noi ne-a răscumpărat din felul de șer de vețuire pe care îl moștenem de la părinții noștri, cu sângele jertfei unicului său Fiu, Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Așa cum ne spune 1 Petru 1 cu 18, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire pe care l-ați moștenit de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără pată, glorie lui. 1 Petru 1 cu 18 și cu 19. Dragii mei, harul lui Dumnezeu s-a mai mulțit și astăzi. Nu știm ce va veni, nu știm ce va fi, dar oricum, cum a zis și Luther, în una din spusele lui, dacă aș ști că Domnul vine mâine,
Eu astăzi mai plantez un pom. Adică cât ar fi de aproape venirea Domnului, noi nu trebuie să ne lenevim, ci să muncim pentru Domnul în orice fel și cu mult mai mult în felul acesta a vestirii Sfântului Cuvânt care aduce mântuire celor ce-l ascultă. Glorie Domnului Iisus! În seara aceasta, pentru dumneavoastră, n-am avut o altă îndemnare mai specială, dar tot cuvântul lui Dumnezeu e special. Tot cuvântul lui Dumnezeu este minunat. Și m-am gândit că să citim și să vorbim din psalmul scris de omul lui Dumnezeu David, psalmul 4. Că așa, Sara, găsim pentru Sara să citim câte ceva. Dar am văzut într-o biserică la care am participat la amândouă programele de duminică și de dimineața și de Sara. Dimineața a citit psalmul 4 și Sara a citit psalmul 5. Doamne Iisuse! Ce nepotrivire! Păi citește după împrejurare, citește după timp, citește ceva ce să se asorte și cu timpul sau vremea în care ești. Că Biblia are pentru orice timp și vreme cuvinte mărețe, că insuflată de Duhul lui Dumnezeu. Să citim, dar, psalmul 4. Răspundem când strig Dumnezeul neprihănirii mele. Scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtorare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea, până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni, să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strâng către el. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plin în locuința mea. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos! Scumpii mei,
câteva gânduri pe care Domnul mi le poate pune la îndemână. Și din acest psalm pe care l-am citit, primul cuvânt al omului lui Dumnezeu David din psalmul acesta este și o exclamație, dar este și o, cum să spun, o recunoștință mare. Răspundem când strig și apoi spune Dumnezeu neprihănirii mele. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că David, ca și mine și ca și noi, nu putea să se bizuie pe o neprihănire a lui, dar să bizuie pe neprihănirea pe care Dumnezeu i-o acorda, în care Dumnezeu îl așeza. Dumnezeul neprihănirii mele. Dumnezeu, deci, este Cel care ne socotește pe noi neprihăniți. Și de aceea David, prin Duhul lui Dumnezeu, îi este mintea trezită ca să rostească așa o minunăție, ca și cum ar vrea să spună, eu nu sunt nimic, nu mă pot lăuda cu nimic, nu am nicio neprihănire, dar Tu, Dumnezeul, ești neprihănirea mea, Dumnezeul neprihănirii mele. Când Dumnezeu te are drag și te ia în paza milei sfinte, ca arme de a lupta înainte, nu-ți dă nici piatră, nici ciomag, dar-ți dă pricepere și minte, slăvit să fie Domnul. Asta este cel mai înalt și mai scump lucru pentru fiecare frate și soră, ca Dumnezeu să te aibă drag și să te socotească El neprihănit. Atunci când ai de bai, când ai de necazuri, când ai de o strâmtorare, când te împresoară oamenii răi cu prejudecăți și cu lucruri care să te osândească, nimeni nu te poate scoate de acolo, dar Dumnezeu, dacă te are drag, atunci te scoate. De aceea David a zis, Dumnezeul neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtorare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Doamne, de câte ori și eu și cred că fiecare din noi ne-am rugat lui Dumnezeu zicând, ai milă de mine. Cuvintele bătrânești folosite încă în slujbele ortodoxe, zice, miluiește-mă, Dumnezeule. Noi zicem, ai milă de mine. Dar și ei a luat-o tot de la David, din Psalmul 51, care zice, miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Doamne, vedeți, un păcat te fură cândva, cumva, dar după aceea cât trăiești, îl tot vezi. După aia cât trăiești, tot îți stă înainte. Tu ești ăla. Și atunci, din pricina lucrului păcătos, oamenii cârtesc, hulesc, batjocoresc, dar omului Dumnezeu David zice, fiii oamenilor, până când vă fi batjocorită slava mea? El vorbea de el, dar acest cuvânt se poate atribui frumos lui Iisus Hristos, că Duhul lui Iisus vorbea prin David și prin proroci. Fiii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Că într-adevăr, el a fost pus în cinste, el a fost pus împărat peste tot Israilul. El a avut o slavă și o onoare, dar erau destui ca și mei și ca alții care să-l batjocorească, să se râde după el și să vorbească nepotrivit. Și apoi, în vorbele lor, ei mințeau multe lucruri ca să acuz pe un om. Poți să-l acuz de un păcat oarecare, dar tu nu te oprești când vrei să-l acuz, tu adaugi acolo 10-15 vorbe urâte pe lângă ce a făcut el. Și David zice atunci, până când veți iubi deșertăciunea, adică lucrurile goale, cuvintele fără rost, cuvinte goale, cuvinte care nu au adevărul în ele, și veți umbla după minciuni, adică sunt oameni care caută să umble după minciuni, sunt oameni care cu adevărat ei iubesc minciuna. Dar David vorbea despre el și iarăși se atribuie Domnului Iisus. Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strâng către el. Dar asta din nou e o profeție cu privire la Iisus Hristos. Despre el a zis Domnul, repetat în Evanghelii, acesta-i fiul meu prea iubit, în care îngăsesc toată plăcerea mea. Și apoi, când Domnul a strigat, Tatăl l-a ascultat. Dar tot așa și pe David, când zice, când strig către el. Adică David era cel care se identifica, dar Duhul lui Dumnezeu prevestea prin el lucrurile care au să vină, cum a prevestit și în Psalmul 22. În Psalmul 22, cuvântul lui Dumnezeu spune la fel, Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Deci asta
David o zice pentru el, nu? În schimb, când ne uităm adânc, noi vedem mult mai departe, că, adică acest cuvânt se refera direct la suferințele Domnului. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi fără să mă ajuți și fără să asculți plângerea mea? Domnul Iisus Hristos era cel care a rostit încă de pe cruce același cuvânt, când a strigat în altă limbă, Eli, Eli, lama sabachthani. Iar Marcu spune că a strigat într-un dialect un pic mai de bătrânesc, Eloi, Eloi, zice Marcu, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Vedeți? Dar nu era vorba de David, ci David avea și el problemele lui, dar cum că el era plin de Duhul lui Hristos, Duhul lui Hristos vorbea prin el. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Și pentru ce te depărtezi fără să mă ajuți și fără să asculți plângerile mele? Da, cum când citești acest psalm 22, la care poate ne vom opri în vreo seară, vei cunoaște cât de adânc și de prezent era Duhul lui Hristos, care pentru el 1000 de ani, care vine, sunt ca ziua de ieri. Așa că prin David cu 1000 de ani aproape înainte a vorbit despre suferința Domnului cu multe cuvinte. Așa, dar prea iubiților, zice în 2 Petru 3 cu 8, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Vedeți acum cum David, care trăia cu 700-800 de ani înainte de Iisus, preia cuvintele care vor fi rostite de Iisus după atâția ani. Și în ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare, Eloi, Eloi, lama sabachthani, care tâlmăcit înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. Unii care studiază Biblia zic că Iisus a strigat asta în limba aramaică. Dar eu nu cred. El a vorbit prin Duhul în altă limbă. De ce? Dacă striga strigătul ăsta, Eloi, Eloi, în limba evreiască, toți evreii îl pricepe. Și dacă a strigat-o în limba aramaică, toți cei cu școală știe ce strigă, fiindcă limba aramaică era încă obligatorie în școli.
Și când vine trimisul lui Sanherib și le vorbește în limba evreiască la popor, căpetenii le zice să le vorbească în limba aramaică, că ei o pricep, să nu vorbească în limba evreiască ca să știe tot poporul. Dar ăla zice, stăpânul meu, oare la voi m-a trimis? Știi? Așa, Ezechia fiul lui Hilchia, Secna și Iah au zis lui Rabshake, vorbește robilor tăi în limba aramaică, fiindcă o înțelegem, nu vorbi în limba iudaică, în auzul poporului de pe zid. Rabshake i-a răspuns, oare stăpânul tău și ție m-a trimis stăpânul meu să spun aceste vorbe? Oare nu acestor oameni care erau pe zid să-și mănânce balega și să-și bea udul cu voi împreună? Vedeți? Deci toți oamenii școlați știau limba aramaică și nu au dreptate filozofii veacului care spun că a vorbit Iisus în limba aramaică. Iisus a vorbit în alte limbi pe care ei n-au înțeles și atunci ei au zis, auzi că strigă pe Ilie. Deci mari preoți și înțelepți veacului de atunci care știau bine aramaica n-au spus că vorbește în limba aramaică, ci unii din cei ce stăteau acolo când l-au auzit ziceau, iată, cheamă pe Ilie, versetul 15 cu 35 de la Marcu. Dar el nu chema pe Ilie. Era repetiția din Psalmul 22. Strigătul prin Duhul vestit de demult. Cum se va întâmpla? Și David continuă în Psalmul 4 să ne spună că așa, cu versetul 3. Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strâng către el. Deci, el vorbea despre el în timpul acela, dar totuși toate se atribuiau rădăcinei și lăstarului lui, adică lui Iisus. Ce zicea el acum către oamenii care le plăcea minciuna și care le plăcea să vorbească de rău și să umble, să găsească vina la alții și să o publice? Cutremurați-vă și nu păcătuiți atunci când cauți vinile altuia, atunci când vorbești de păcatele altuia, tu păcătuiești. Și asta spuneți-o lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Deci când te-ai suit în pat, nu te gândi la răul pe care îl lași să se cuibărească în mintea ta, ci gândește-te la Domnul și gândește-te la ce n-ai făcut cum trebuiește,
prin vorbele tale, prin umbletele tale, prin tot ce ești, prin tot ce ai făcut tu în ziua respectivă. E o proslăvire la adresa lui Dumnezeu sau nu e o proslăvire la adresa lui Dumnezeu? Când stai în pat, zice versetul 3, cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. E atât de minunat când te pui în pat să cujezi la cuvântul Domnului, să cercetezi cuvântul Domnului, să repeți în mintea ta versete din Scriptură, să cânți o cântare până când somnul îți închide pleoapele, să nu stai gândindu-te la nu știu eu câte lucruri, ci să te gândești la Dumnezeu. David mai zice în 77 cu 6, mă gândesc la cântările mele noaptea, cujet adânc în lăuntru inimii mele, îmi cade duhul pe gânduri și zic, auzi cât de adânc se gândea el, va lepăda Domnul pentru totdeauna și nu va mai fi el binevoitor. Dar vede bine că Domnul nu leapădă pentru totdeauna, cum zice în Iov 36, el nu leapădă pe nimeni. Mărit să-i fie numele. Omul să gândește, mă lepăda Dumnezeu. Iov 36:5. Dumnezeu este puternic, dar nu leapădă pe nimeni și este puternic prin tăria priceperii Lui. Dar iară putem adăuga, dar nu leapădă pe nimeni. Omul, el se duce departe, el se mâhnește, el se îngrozește de el, de faptele lui. În cujetul lui s-a aștern bariere care îl fac să se ducă departe. Zice în Ezechiel 18:23, doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Asta-i dorul lui Dumnezeu. Dar când stai în pat, gândește-te la Dumnezeu, nu te gândi la alte lucruri. Nu te gândi la alte lucruri decât la Dumnezeu. Zicea Bradin, când era președinte de cult la Pentecostali, Gheorghe Bradin zice, dădea sfaturi la tineri, tânărule, să nu te gândești în așternutul tău la nimic mai mult decât ceea ce când te trezești să poți povesti cu mama ta. Ăsta era Gheorghe Bradin. Să poți povesti cu mama ta. Aici vă care un chip îmbrăcat frumos, dar bietul om era sărac și hainele erau sărace pe el și păpucii erau roși, călcâiele erau pe jumătate roase la păpuci. În cap avea o bască toată spartă și când au fost chemați toți șefii de culte la Cluj într-o conferință, inspectorul cultelor venit de la București să prezideze acolo ce le-au spus, mă rog, la urmă, zice, l-avem aici pe domnul Bradin, președintele cultului penticostal. Dar ceilalți erau toți îmbrăcați ca regi,
El săracul era cum era el. Că atunci, frață, nu avea o înțelepciune, mă, l-am pus în frunte, hai să-l îmbrăcăm, hai să... Nu, atunci ei știa una singură, Evanghelia se vestește de gratis și nu dădea nimeni nimic. Și asta era o mare pagubă și o înfrâna mult lucru Domnului cu zgârcenia fraților. La ora asta să dă slavă Domnului. Ei, inspectorul cultelor venit de la București între ei, îl pune cu câțiva inși, toți șefi de culte, în discuții. Nu știu dacă știe capacitatea minții lui Bradin sau că s-a întâmplat să o fi vrut să-și bată joc de el, că alalți erau toți echipați bine și el nu era săracul. Dar când a început Bradin, din cât s-a fost acolo, nimeni nu i-a putut sta împotrivă. Așa-i venea în minte verset cu verset și imediat pe toți i-a înțărcat, de nu mai avut unul curajul să îl întrebe cumva așa, într-o scâlceală oarecare. Doamne Iisuse, uite-te ce poză frumoasă e acolo. Nu știu unde îi, dar oricum cred că e în Arad făcută, că aici îl văd pe fratele Ardei Petre și asta e Persida lui Bradin. Nu știu, la mijloc acolo. Nu mă pot pronunța bine. Fratele Michael e Bradin. Slavă Domnului de toate, dar înțelepciunea lui Dumnezeu pusă în Bradin a fost minunată. I-a dat gata pe toți. Și în continuare, el, în mijlocul atâtor lupte, a biruit. Slăvit să fie Domnul. Și s-a întrămat organizația cultul penticostal, s-a întrămat bine biserica în timpul lui, se sprijineau de altfel mult pe lucrarea Duhului Sfânt și asta face să crească biserica. Oriunde Duhul Sfânt intervine, acolo biserica crește. Doamne, fii slăvit! Multe ar fi de spus, dar uitați-vă acum și la Domnul aude când strigă el. Să știi că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Care-i omul pe care îl iubește Dumnezeu? Vom vedea în Timotei, de exemplu, în capitolul 2 cu 2 și 9 și în 2 Petru, iară 2 cu 29. Vom vedea care e omul pe care îl iubește Dumnezeu. Deci cât? 1 Timotei? 1 Timotei, da. 2 cu 9, nu? Nu, 2 Timotei, 2 cu 9. Așa. 2 Petru cu 29. 2 Timotei, 2 cu 9. Aici, 2 Timotei, 2 cu 9. Pentru care sufer până acolo, că sunt legat ca un făcător de rele, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Auziți care-i omul plăcut la Dumnezeu. Ori prin ce treci, ori ce suferi, oricum tu stai tare, tu nu te aplegi, tu nu plângi, tu nu dai înapoi, tu
strângi și te duci înainte cu Iisus, slăvit să fie Domnul Iisus Hristos. E un mare lucru ca să nu te dai în zile grele, în zile care te-ar putea face să dai înapoi. Să nu dai înapoi. Și apoi, în capitolul 9, în versetul 19, tot din 2 Timotei, fiindcă am început cu Timotei, în 19 și în 22 vom mai avea de citit iarăși. Auziți ce zice în 2 Timotei 2 cu 19. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și acum, prin ce se cunosc ai Lui? Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Oamenii ăștia devin iubiți de Dumnezeu. Și apoi, fugi de poftele tinerețe și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce caută, cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Alipește-te de oamenii cu inimă curată și vezi bine roada Duhului, din Galateni o înșiră din nou aici, neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Vedeți? Deci ăștia sunt oamenii de care David a vorbit că Domnul iubește. Dar să vedem cum zice și aici, roada Duhului dimpotrivă este dragostea prima, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, Galateni 5,22, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. 5,23. Dar să mergem și la Petru, unde am zis mai înainte, ca să vedem și acolo un cuvânt. Înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelejuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Doamne Iisuse, scoate-ne de sub orice judecată și îngăduie-ne să fim cucernici. Ce însemnează cucernic? Cucernic înseamnă să cucerești. Ce să cucerești? Să cucerești bunătatea, să cucerești blândețea, să cucerești toate lucrurile bine. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul scapă totdeauna din ea. Psalmul 34 cu 19. De ce îl scapă? Fiindcă el a cucerit. A cucerit blândeța, pe el nu-l mai fură limba, gura. Când zice cineva ceva, imediat să zic o prostie și la urmă, vai, că m-a luat gura pe dinainte. Pe gura nu te e pe dinainte. Gura se deschide în fața inimii și inima are în ea fie parfum, fie o travă. Apostolul Iacov în capitolul 3 zice că limba omului vorbește rău când e aprinsă de focul genei. Vedeți? Limba noastră stă în gură
dar îi aprinsă de focul genei, atunci nu poate tăce. Atunci și dacă îi spui tajmă că te aud oamenii, lasă, audă toți, atunci nu se lasă până nu-și spune toată nebunia, până nu-și varsă toată ura, tot veninul. Tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde, Iacov 3:5. Dar este și aceasta, limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri, ea este acele dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții. Când? Când este aprinsă de focul genei. Băgați de seamă la limbă că noi trebuie să fim oamenii care suntem iubiți de Dumnezeu, cum zice în versetul ăsta de la Psalmul 4, nu? Atunci spune, pe ăștia Domnul iubește și pe ăștia Domnul îi aude când strigă către el, dar pe alalți nu-i mai aude. Atunci versetul 4 zice, cutremurați-vă și nu păcătuiți, spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Ce minunăție să stai în pat și să nu stai degeaba, să te culci, dar până să adormi, tu să meditezi la Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, să te pui în pat, dar ochii tăi să privească în ceruri, să te pui în pat, dar mintea ta să o lași într-o vie legătură cu centrala lui Hristos. Măriți să fie Domnul Iisus! Ce binecuvântat e omul ăla care zi și noapte cugetă la legea Domnului. Atunci ești fericit și îți merge bine. Zice Psalmul 128. Măriți să fie Domnul Iisus Hristos! Să ne ajute Domnul în toate, să facem așa, după cum ne învață Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, că asta-i o minunăție, să ai la îndemână totdeauna Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Și uite-te ce zice mai departe. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Așa cum citim și în Numeri 6, în cuvântul binecuvântării. Aceleași lucruri ne spune și acolo, Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Ce minunat, Numeri 6:26. Nu uitați, nu uitați, numai dacă slujim Domnului și ziua și noaptea, și când stăm în pat, și când mergem cu mașina pe drum, și oricând, mintea noastră să fie legată cu cuvântul lui Dumnezeu în același mănunchi cu toate gândirile și mințile tuturor sfinților, că sfinții din țară sunt toată plăcerea mea, zis tot David, binecuvântat să fie Domnul Iisus. Scumpii mei, dacă vom citi un cuvânt și din Ieremia, și aici 16:3, ce am pronunțat, sfinții care sunt în țară, oameni evlavioși,
sunt toată plăcerea mea. Dar aș vrea să ne mutăm un pic la Ieremia 31 cu 16. Cam acolo trebuie să fie. Așa. Așa vorbește Domnul. Oprește-ți plânsul, oprește-ți lacrimile din ochi, că struda îți va fi răsplătită, zice Domnul. Ei se vor întoarce iarăși din țara vrăjmașului. Cu adevărat, sunt multe lacrimi și multe plânsete atunci când stai în pat și îți aduci aminte de copilul tău, Doamne ferește, de soțul sau de alte lucruri, atunci tare grozav ești lovit. Dar dacă stai aproape de Dumnezeu, dacă nu te lași și ziua și noaptea, aduci lui Dumnezeu mulțumiri și stai lângă El, și soțul tău va reveni, și copiii tăi vor reveni. O soră plângea grozav că un băiat a ei a fost dus într-un oraș mai mare și de acolo a venit acasă drogat și nu mai știe ce să se facă cu el. De multe ori pățești lucruri nedorite. Trimiți copilul să-l faci om și vine acasă neom. Trimiți bărbatul să facă bani, să sporească gospodăria și te pomenești că vine acasă schimbat cu totul, dacă mai vine. Dar unii nu mai vin. De aceea cuvântul spunea, nu-i bine ca omul să fie singur. Nu-i bine să-l trimiți pe om singur. Unde te poți duce cu nevasta, du-te cu ea. Unde nu te poți duce cu nevasta, stai acasă. Ca nu cumva la un moment dat să ți se întâmple ce nu aștepți să se întâmple. Trebuie să fii foarte atent în toate acestea. Doamne Iisuse, dacă vom citi și din Ieremia cu privire la somn, capitolul 31 cu 26, vom găsi ceva iarăși minunat acolo. La aceste lucruri m-am trezit și am privit și somnul fusese dulce. Dacă toată noaptea te gândești la Iisus, dacă mai pățești și ca Ieremia, să visezi tot timpul că prorocești sau chiar să prorocești durmind, odată, Doamne iartă-mă, m-a chemat cineva la ei, la masă, seara. Și, până au gătat masa, păi nu te mai du, doar nu te așteaptă nimeni, doar. Stai aici, dormi aici. Aici avem și o baie bună, faci o baie și așa. Și m-am duplecat și am rămas aici. Acum, sora respectivă cu copiii erau sus la etaj și eu eram la al doilea nivel, ei erau deasupra. Jos era bucătăria și celelalte. Pe noapte am dormit, ce știu. Apoi, prin somn,
Am vorbit în alte limbi, ce știu ce am făcut prin somn. Și după aceea, deodată, gata, nu s-a mai auzit nimic. A intrat o groază în ei, vai de mine, dacă o fă răpirea, dacă ce s-a întâmplat. Apatât a fost de brej, că veneau toți ținându-se de mână unul cu altul să vadă ce s-a întâmplat, nu cumva să fie singuri. Doamne Iisuse, îndură-te de noi. E așa de minunat când te odihnești, să te odihnești și în Domnul. Dormi, dar să nu fii singur. Să visezi cu îngeri, să visezi cu proroci, să visezi cu adunare, să visezi că Domnul pe tine te cercetează prin somn. E așa de minunat. Atunci, cum a zis Ieremia, somnul mi-a fost dulce. Să vedeți Domnul noaptea asta la toți un somn dulce. Dar somnul ăsta dulce e ca să nu dormi ca un butuc. Până când îți vine somnul să meditezi la cele sfinte. N-ai văzut ce pățesc și copilașii? Mama îi zice să te rogi înainte de a te culca, dar câteodată uită, nu se roagă. Apoi visează câte un vis, se scoală urlând din somn, vai, ca așa, așa. Mă, tu te-ai rugat? Apoi nu m-am rugat. N-apoi vezi dacă nu te-ai rugat. Apoi roagă-te înainte de a te culca. Încredințează-ți viața lui Dumnezeu. Că nu se știe, te mai scoli sau nu te mai scoli. Puneți viața în mâna lui Iisus și la sculare și la culcare și în toate lucrurile să ne încredințăm pe noi și pe cei dragi ai noștri, chiar și lucrul mâinilor noastre, să le încredințăm toate în mâna bună a slăvitului Dumnezeu. Glorie Lui! Cuvântul Domnului din Psalm continuă. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale. Tu, Dumnezeu, adică, îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât o au ei când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Mare lucru! Eu stau aici de mulți ani, 20 și ceva de ani, dar de multe ori eu nu închid ușile, nu am probleme. Nimeni nu m-a deranjat niciodată. Cine are de venit să vină, cine are de mers să meargă. Ziua și noaptea suntem în mâna lui Dumnezeu. Eu mă culc și adorm în pace. Ce glorios e cuvântul ăsta pentru mine și pentru toți, cât sunt umpluți cu pacea Domnului în inima lor, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniștea de plină în locuința mea. Nimeni nu ți-o poate da, numai Dumnezeu Preasfântul, fie proslăvit numele Domnului. Căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Ar mai fi multe de spus, dar timpul meu o trecut, slăvit să fie Domnul. Timpul Domnului n-o trecut și timpul dumneavoastră n-o trecut, dar timpul meu de predică ăsta o trecut. Vă las pe brațul Domnului să aveți un somn dulce și binecuvântările lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu să stăpânească în inimile noastre
și noi să fim recunoscători în totul. Amin! Amin! Domnul să vă binecuvânteze. O cântare, frate Vasile Ozan. Și aia vrei! Slavă Domnului! În credință stăteam toți odată, sfânta dragoste ne legânam, așa fost primul veac după Domnul, și așa fi va purur biserica. Așa fost primul veac după Domnul, și așa fi va purur biserica. Nu e ură și nici dușmănie, suspiciunile toate au fugit, numai vântul Duhului ne leagănă în cântări și rugăciuni până la pământ. Numai Duhul Sfânt ne leagănă în cântări și rugăciuni până la pământ. Destul atâta. Domnul să vă... Domnul să vă binecuvânteze, frate Vasile Ozan, Domnul să vă răsplătească cu viață veșnică pentru osteneală, pentru cuvânt, pentru îndemnul, pentru mesajul din seara aceasta, pentru cuvintele minunate și plăcute pe care le-ați rostit. Domnul să ne ajute să punem în practică și noi să trăim, să plinim și zic ca Domnul să ne binecuvânteze. Aș dori ca să nu ne fie greu acum să mai facem și o rugăciune, slăviți să fie Domnul, obișnuind de fiecare dată. Acum nu știu, fratele Vasile, mă gândesc că o să zic că, da, păi, tot eu, toate să le fac numai eu. Știți cum e acum, unde nu mai sunt poate slujitori acum și numai păstorul e acolo în mijlocul oilor. Tot păstorul, tot bate-n tot pe păstor. Dar Domnul să facă să scoată o slujitor aici, pe lângă dumneavoastră, să mai scoată încă vreo 2-3 măcar, ca să mai avem câte un ajutor pe aici, pe lângă dumneavoastră. Domnul să vă binecuvânteze. Acum, data asta, o să vă rugăm tot pe dumneavoastră să înălțați o rugăciune pentru toți cei care au nevoie, trăim vremurile care trăim. Știm că zilele nu o să fie bune și tot rele o să fie de acum încolo și așa ne învață și ne arată și cuvântul. Să nu te așteptăm la zile bune, că va veni pe pământul ăsta tot din ce în ce, poate tot mai rău, și atunci ne rugăm Domnului ca Domnul să ne dea putere să putem rezista orice ar veni. Să rămânem lângă Domnul, să rămânem neclintiți pe cale și să-L ne încredințăm cu adevărat în mâna Domnului, ca Domnul să ne păzească, să ne ocrotească, să arunie cu bine la sfârșitul călătoriei noastre pe pământul acesta. Domnul să vă binecuvânteze, frate Vasile, și aș dori să ne rugăm, așa cum am spus, pentru cum vă pune Domnul pe inimă și ceea ce credeți că este nevoie, să vă rugați pentru popor în seara aceasta și Domnul să vă binecuvânteze. Noi să mergem plecați pe genunchi noastre să înălțați o rugăciune. Ne rugăm și pentru un frate de la Uinzor. El e tânăr căsătorit acum, de altfel e recăsătorit, știu eu cum, nu, că nu-l cunosc eu bine, dar socrul lui m-a sunat că vinerea trecută el a avut o casă faină în România, un fel de vilă, și a vândut-o cu 110.000 de euro și a venit și a băgat banii aici și a început o casă. Dar la contract, el nu s-a uitat bine pe contracte canadiene ăștia de disubt acolo, are scris mărunt, alte lucruri pe care tu nu le observi. Și acum, pe când o gătat și-o crezut că e gata, numai că i-o mai venit 70.000 de plată. Și la știrea asta, săracul, el a apucat un duh de depresie, de nu știe ce să se mai facă cu el. De vineri până acum e atâta de tulbure, atâta de... E tot pângă el, socri și tot, și nu știe ce să-i mai facă. Să ne rugăm să-l scape Dumnezeu pe om. Amin.
Bine, și sora Luminiță, ne rugăm, care tot așa bolnavă și întubată și sărcinată, Domnul să se îndure și de sora noastră Luminiță și Domnul să dea putere în continuare. O vindece cu adevărat, Domnul. Dumnezeule, uită-te cu îndurare la noi, uită-te cu îndurare la toate cazurile grave care sunt prezentate înaintea ta. Uită-te cu îndurare și la acest bărbat din Uinzor. Doamne, salvează-l Tu! Uită-te cu îndurare, Doamne, și fă-ți milă de fiecare care e lovit în soartă, într-un fel și altul alt fel. Uită-te cu îndurare la cei loviți de boala asta grozavă de cancer. Uită-te cu îndurare la cei loviți de COVID-ul ăsta. Doamne, uită-te cu îndurare la mamele însărcinate care duc cu greu sarcina. Iisusă, ușurează-le, ușurează-le durerile și stările lor și vindecă și tămăduiește. Arată-ți puterea, arată-ți harul și slava ta las-o peste noi toți, să cunoaștem cu adevărat mâna ta la lucru în viața noastră. Binecuvântat să-ți fie numele, te onorăm și te preamărim, te binecuvântăm și ne închinăm puterii tale, că meriți toată gloria, cinstea, lauda și mărirea. Al tău nume să fie proslăvit, veșnicule Dumnezeu, ține-ne de mână, ține-ne de mână și nu ne lăsa singuri. Iisuse, uită-te la cei chinuiți pentru adevăr, uită-te, Doamne, la cei batjocoriți, uită-te la cei întemnițați, uită-te la familiile care au așa mari probleme, la unii li-a luat soțul din familie, la altele li-a luat copiii din familie, atâtea dureri, atâtea lacrimi, atâtea suspine. Doamne, Tu neprihănirea noastră, Tu ne iubești pe noi, în numele lui Iisus Hristos, Doamne, Te rugăm, îndură-Te, atinde-Te de fiecare și atinde-Te și de noua, pentru numele Tău, Iisus, lucrează-ne, binecuvântă și rămâi cu noi până în veci de veci. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, frate Vasile, mulțumim Domnului pentru timpul de părtășie, de rugăciune. Vă las pe brațul lui Iisus Hristos. Vrem, înainte să ne despărțim, vrem să vă binecuvântăm acum cu toții pentru slujba din seara aceasta și vrem ca Domnul să binecuvânteze lucrarea pe mai departe. Amin. Puteți deschide microfoanele să-L binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze.